orice am încercat, nu am avut stabilitatea și productivitatea lui. Este cel mai bun fără doar și poate. Ne aflăm în ferma domnului Dan Iosif, Sece Marin Florin, pe raza localității Grădiștea, județul Călăraș. Și vreau să vă aduc în atenție acest hibrid Caveis Cașmir, care a confirmat și va confirma în continuare randament, productivitate și satisfacție atât a fermierului cât și a societății. Să vorbim un pic despre ștulete, despre randament, despre irahis. Îmi spuneai că ți-a plăcut la el că este unul mic și boabele sunt bine încărcate. Un specific, ca să spunem așa, al acestui hibrid, un randament bun, adică am făcut un studiu, ca să spunem, la un ștulete de circa 230-250 de grame. Dacă curățăm boabele, observăm un randament de peste 75, în jur de 80% producția aceea. Deci puteți să vă dați seama de productivitate și de randamentul acestui hibrid privind doar simplu. Ștuletele cu boabe și radisul, care se vede clar de la și cu ochiul liber, fără să cântărim, că este o diferență destul de mare. Deci e clar că boabele, inserția, dacă observați până în vârf, deci tot, nu rămâne absolut deloc fără sămânță. Deci este un ștulete plin, ceea ce înseamnă productivitate maximă. Caveis Cașmir este cel mai bun, după părerea, cel puțin pentru zona noastră aici, pentru zona de baltă. Orice am încercat, nu am avut stabilitatea și productivitatea lui. Deci v-am spus, în aceleași condiții climatice. Este cel mai bun, fără doar și poate. Voi merge mai departe cu acest hibrid, chiar dacă o să ajung să cultiv poate doar acest hibrid. Pentru că până la urmă toată lumea, când trage linie, atunci este cel mai important.